Valiza, cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii. E greu să ții un secret. Poveste populară din Sudan. Într-o bună zi, Niel mergea pe drum și a zărit un șarpe prins între două pietre. I s-a făcut milă și a mișcat pietrele pentru ca șarpele să poată ieși. Trebuie să te răsplătesc, i-a zis șarpele. Întinde mâna și șarpele i-a dat un dinte. Poartă la gât, i-a șoptit, și vei înțelege ce vorbesc animalele între ele. Dar, dacă spui cuiva secretul, vraja se va destrăma. Nu voi spune nimănui, l-a asigurat el. Șarpele i-a zâmbit. Fii atent, prietene, e greu să ții un secret. În acea noapte, dormind alături de soție, Niel a auzit niște șoareci alergând pe jos. Oare vom găsi aici niște firimituri de pâine? Întrebă un șoarece. De mirare, Niel s-a ridicat din așternut. Înțelegea ce vorbesc animalele. Oamenii aceștia nu strâng niciodată firimiturile după ei, a răspuns al doilea șoarece. Vom mânca împărătește. Niel început să râdă de nu se mai putea opri. Sărmanii șoareci aveau să fie tare dezamăgiți, căci ni el și soția sa mâncaseră totul. De ce râzi Niel?" el? l-a întrebat soția. Nu pot să-ți spun, a răspuns bărbatul, ținând minte ce i-a zis șarpele. Dimineața, lăptarul a bătut la ușa colibelor. lor. Trag nădejde că oamenii aceștia nu vor arunca bani în vânt, a auzit-o Niel pe capră vorbind. Lăptarul a turnat apă în lapte. Niel a râs din nou, era foarte amuzant și chiar folositor să înțelegi ce vorbesc animalele. De ce tot râzi?" l-a întrebat soția neadumerită. De ce nu poți să-mi spui și mie?" Am eu motivele mele!" a răspuns Niel, refuzând să discute despre asta. Mai târziu, o mătușă bătrână de-a lui Niel a venit la ei în vizită călare pe un cal. Femeia asta își bate joc de mine călărindu-mă pe o asemenea căldură!" se plângea calul unei pisici și mai și grea ca zece coșuri bucșite cu mango. Niel se ținea din răsputer să nu râdă. Mătușa s ar fi fost tare furioasă dacă ar fi știut ce spunea calul despre ea. M-am săturat, strigă soția lui Niel. Dacă nu-mi spui de ce râzi, plec la părinții mei. Niel nu vroia să-și piardă soția că ce o iubea foarte mult. I-a spus îndată secretul său, dar soția nu l-a crezut. Atunci Niel i-a dat amuleta. Hai, încearcă tu! Dar amuleta nu mai avea nicio putere. Soția lui Niel nu înțelegea ce vorbeau animalele, și când el și-a pus-o înapoi la gât, nu mai înțelegea nici el. Vraja se destrămase. Câteva zile mai târziu, Niel se odihnea sub un copac de mango când șarpele a venit lângă el. Văd că nu ai putut ține secretul, prietene! Am făcut-o pentru soția mea, a răspuns Niel cu părere de rău. Dragostea adevărată merită răsplătită, a răspuns șarpele. Întinde mâna. Șarpele i-a dat lui Niel o pană. Poartă-o la gât, a zis, și vei putea înțelege tot ce spun păsările. Dar să nu spui secretul nimănui, pentru că pana își va pierde puterea. Mi-a intrat bine în cap, a răspuns Niel. Nu fac de două ori aceeași greșeală. În timp ce pleca, șarpele i-a spus râzând: Prietene, ți-am zis că secretele sunt greu de ținut. Vom vedea cât vei rezista de data asta. Bibliovaliza. Un proiect al Bibliotecii Județene Lucean Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba.